Copiii care fac parte din programele Centrului Noro alături de părinți și voluntari se bucură de ultima tabără din această vară organizată în aer liber la pensiunea Colț de Rai. Este cea de-a treia serie din acest an pe care o organizează reprezentanții Centrului Noro, special pentru beneficiarii și părinții acestora. Tabăra, organizată într-un spațiu superb la pensiunea Colț de Rai, s-a desfășurat pe trei serii. În fiecare săptămână au fost programați alți beneficiari ai centrului. În prima săptămână au fost copii din centrul de zi, în cea de-a doua săptămână s-au bucurat de tabără tineri cu borare și dizabilități care fac parte din proiectul Big Brother Big Sister. Acum se află în derulare a treia serie, care are ca beneficiari aproximativ pe 50 de copii, părinți și voluntari ai centrului. După cele două săptămâni de tabără, reprezentanții centrului cataloghează aceste două săptămâni ca fiind de respiro, atât pentru copii cât și pentru părinți. În primul rând, posibilitatea de a organiza activități în aer liber. În al doilea rând, faptul că este un alt mediu și am văzut cum se comportă aici, la Colț de Rai. Și am reușit să organizăm atât activități de mișcare, activități sportive, ceea ce mai puțin reușim să organizăm la Centrul Noru, pentru că organizăm în sălile de terapie activitățile noastre. Ce a însemnat pentru copii această schimbare? Eu zic că o surpriză foarte plăcută. Cred că s-au bucurat și, în primul rând, și-au manifestat dorința ca să vină și la anul. Și să sperăm că o să și reușim să facem acest lucru. Potrivit Doricăi Dan, președintele Asociației Brother Willy, este foarte bine venit acest tip de activitate în aer liber, deoarece în acest mod copiii cu probleme se pot adapta mai bine mediului înconjurător. Da, este prima tabără pe care noi o organizăm la Centrul Noro cu copiii mici din Centrul Noro. Până acum am organizat doar pentru tineri și credem că e foarte important și de aceea tiparul activităților din vara aceasta a fost schimbat, în sensul că avem mai multe activități în aer liber, vor merge în parc, mâine merg la Castru Roman, merg la muzeu, periodic luăm o parte din copii și ducem în alte activități, în alte medii, tocmai ca să se adapteze la mediu, ca mediul să se adapteze la ei. Încercăm ca în felul acesta să îi ajutăm în incluziunea socială. După finalizarea taberei, urmează ca ultima săptămână din luna august, tinerii din centru să-și petreacă timpul în tabăra de la Bobald, ca în fiecare an.